Salut! Nu mai spun Salut! Neața că nu e Neața, e 10 jumate. Și noi ne-am trezit, la ce oră am trezit, mami? Ne-am trezit pe la 8, fără ceva, fără 10, ceva de genul ne-am trezit. Dar am făcut o vizită de bicicletă, am făcut un duș, am mâncat și am sărit peste toate chestiile astea. Ieri am dat până la urmă comanda aceea la EMAG și acum a venit. Luat periuțe de... Mă rog, rezervă pentru periuța mea de dinți și am luat lui la... I-am luat și ei o periuță și rezerve să vedem cum s-o înțelege. I-am luat din asta electrică. Da, și am luat și ce bureți de vase și, bineînțeles, mi-au venit 5 pachete. Da. Asta mă enervează cel mai tare la EMAG, că se împachetează fiecare produs în pachetul lui propriu. Dă treabă. Așa, să nu vorbesc urât de față cu copilul. Copilul care este aici și... Acum eu am șters clanțe, chestii, pam, și a vrut și ea să șteargă. Dar oricum vreau astăzi să fac o ștergere pe aici. Să, mă rog, să spăl pe jos chestiile astea. Eu nu m-am prins că e sărbătoarea asta și vreau să schimb lejerii, să spăl, să nu știu ce. Dar le mutăm pentru mâine chestiile astea. Iar astăzi doar atât. Să dau un pic de ștergere pe aici, să mai aerisesc un pic. Și în rest ne uităm la televizor, citim. Cam atât. Trebuie să mă spăl la cap de seară, mi-am dat și eu cu niște șampon uscat acum pentru că oricum era varză și am zis să-l și îndrept puțin, mă rog, mi-am dat așa cu peria, să-l, nu știu, să mai fie și altfel pentru că la mine este foarte voluminos aici, iar aici este moartea păpușoi. Cred că ar trebui să stau să-l tapez în 10-10 minute ca să pară și sus voluminos, dar asta este. Cum spuneam, o să încerc să mă machiez zilnic și astăzi am fost un pic mai light, așa, pentru că m-am luat o rochiță roz pe mine și am zis să fiu aproape așa în ton. Da. Ieri, adică seară, nu am mai reușit să editez, am stat pur și simplu cu el, ne-am uitat la poze, că am pus eu câteva poze cu mine de când eram tânără. Așa, și după aia am stat să le arăt pe toate, de când era ea mică, îi arătam poze cu mine cu burta în creștere și ziceam, uite mami, aici erai tu. Nu, 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 nu. Da, mami, și uite, după aia aici a ieșit. Oh, e la bebeluș. Era foarte nostalgic așa chestia de seară. Și eu cred că s-ar putea și asta să ne mai uităm la poze pentru că erau multe și asta eram, n-am mai stat să editez. Dar din cauza că băusem cafeaua aia târziu, așa, am stat, adică am culcat-o pe ăla. Iar eu m-am uitat, mai fost un episod din Supergirl, m-am uitat la ăla. Și cumva pe la două noaptea am fost și am editat clipul care a fost intrat azi dimineață. Tot l-am încărcat, tot azi noapte, până la 3 jumate, cam așa m-am culcat, nu că atunci aș fi terminat, nu, dar pur și simplu nu m-a luat somn. Și, na, la 8 trezire, acum sunt fresh, nu vine să beau nicio cafea, poate fac un ceai. La apă, trebuie să lucrez acolo să beau cât mai mult. Și, da, cred că primul lucru, bine, o să desfac chestiile astea, le desfac din pachete, vă arăt și după aia o să mă apuc să șterg ca să fie șters și... Ce vrei și tu? Eu să mă urc și eu! Oh, ce grea ești! Nu sunt picioarele! Ce faci? Stânga-dreapta? Stânga-dreapta!
Stânga și dreapta ne jucam? Da. Ea a intrat, cum s-a trezit, a venit în căsuță. Și acum asta, na, da. Se juca cu robot. Uite, am mai ieșit aseară, adică în timp ce așteptam să... Uite robotul! Să salveze... Uite robotul! Și să se încarce clipul. Uite robotul! Uite robotul! Este un robot de la Fufleții cu surprize. Care au dus cu Nu au dus cu surprize. Auzi, dar unde-i sunt? Mașina. Mașina au dus cu surprize, cu pufleți. Da, cu surprize. Unde-i sunt săbiile la robot? Că avea niște săbii. Ia caută-i săbiile, mami, caută-i-le. Ce enervant este palunit-o chestia asta de aici. Foarte, foarte enervant. Da. Nu știu. Adică astăzi n-am nimic de gătit. L-am găsit țările lui robot. Nu coasem, nu chestii, nu d-astea. Așa că ar trebui să termin cartea aia. Drăguță carte, drăguță. Încă nu a început acțiunea propriu zis, sunt pe la 125-130, nu știu, știu ceva de genul. Și cam acum începe acțiunea din carte. Dar nu mă deranjează cum mă deranjează la alte cărți descrierile alea foarte, foarte ample. Că nenea asta le face mai funny așa un pic, nu știu. Da. Deci sunt chiar îmi place albine! Cartea asta. Sunt albine? Unde sunt mami albine? Uite albine! Nu sunt mami albine. Dacă erau albine, se întâmpla lucruri nașpa cu mami, nu sunt albine. Haide, sunt albine! Nu sunt albine. Hai, să zi, ne vedem. Nu, mami albine, nu, nu. Albinele, albinele înțeapă mami. Face bubița. Ne ferim de albine. Da? Ăla este pentru Ela. Și asta e pentru mami. Da, o să încep cu asta. Mi-a recomandat o fată pe Instagram pentru problemele lui Dragoș cu crăpăturile de la mâini, cu pielea uscată, să încerc asta, că așa a avut și așa a dat rezultate. Și am zis că, ok, hai să vedem dacă e bun sau nu. Adică știți că am avut o ondă de curățare, de spălat pe față și mi-a plăcut foarte mult. Și asta este pentru piele uscată și foarte uscată. Așa că asta este pentru Dragoș. Aici sunt rezerve pentru periuța mea. S-o schimb astăzi. Aici am luat periuță lui Ela. Sănătate mari, măricică, norocel. 9 din 10 copii se spală mai mult timp cu aplicația magic, nu știu ce. Da, iar ăsta are și ceva pentru transport. Oricum, cred că trebuie să bag la încărcat acum. Oricum, pe mea trebuie să bag la încărcat. Micunelte, da. Oh, fata de dinți! Alo, Ela! Periuța, mami, periuța. Periuța de dinți. Da, mami, periuța de dinți. Are încărcătorul aici. Așa. Iar ăsta este pentru transport. Mi s-a părut drăguț. Bine, nici nu aveam foarte multe alegeri la chestia asta, pentru că am bifat ca toate produsele să le iau de la EMAG, adică de, ca să vină repede, gen să nu am alți vânzători. Și n-avea chiar atât de multe variante. Ce vrei să desfac? Ce le-ai de fata de dinți?
Nu, mami, asta este cutiuța unde, când plecăm undeva, putem să punem periuța ta. Vezi? Două capete și periuța. Pam! Arată ok. O să se joace cu ea, iar mă rog, asta o să desfac mai târziu. Și tot pentru ea i-am luat și două capete de rezervă. Tot astea cu Frozen. Și chestia asta ar trebui să aibă și niște țipilduri pe aici. Patru sticăre cu fețele la ăștia pe care eu să le lipesc aici. Da, mami, le des, uite, astea sunt. Pam. O să le pun cu Elsa. Avem aici și garanții, mămica, de toate, da? Desface, mami, desface și vedem, dacă mergem să ne să te speli pe dinți, da? Sunt pentru ele. Da, mami, sunt pentru ela, da. Da, spălatul de dinți pentru el a fost foarte amuzant. A râs în continuu. Da. Nu am clătit-o eu cum trebuie, dar de acum am toate astea aici. Da, mami, mai am partea asta de jos aici să aranjez, chiar dacă ziceam eu că nu prea are sens, că la el asigur o să fie dezastru mereu. Dar am făcut o mică pauză să mai trebuie să mănânce cățelul, să mai văd ce se întâmplă pe Facebook, Instagram, chestii de astea, așa. Și până în lumea asta este de o răutate ceva de neimaginat. Nu-și folosesc capul, tot ce e decât, cum să zic eu, dă vina, dă vina, acuză, acuză și of, e atât de enervant. Adică, mă rog, situația în sine e nasoală, dar nu ajută cu absolut nimic, că sunt unii care rag degeaba. Adică nu o să se schimbe cu nimic ce facă ea la guvern, pentru că sunt unii supărați în comentarii, adică, pe bune. Că n-au spitalele bugete, că n-au... Bă, frate, de parcă zici că nu știm că trăim în România și că aici e nașpa totul pentru că, na, să fură la greu. Adică acum toată lumea s-a trezit că, aolo, vai, Doamne, că de ce n-au bani, că a făcut vile, că... nu-ți dai seama, mamă, cu ce ajută asta să nu se răspândească corona, că... Da. Îmi zic mereu să nu mai intru și totuși o fac. Adică intru pe pagina de la Ministerul Sănătății ca să văd, na, dacă mai sunt cazuri, chestii, astea. Deși adevărul că pe mine nu prea mă ajută cu nimic, că oricum dacă sunt informații noi sau ceva, le primez de la Dragoș când vine acasă. Mine Da. Da, na. Mai fac și de asta. Sper să nu mai fac. Ce s-a murdărit? Ce s-a murdărit, mami? Ce s-a murdărit? Bun, bine, s-a murdărit. Dacă s-a murdărit, s-a murdărit. Dar hotărăște-te, măi, fată, s-a murdărit sau nu s-a murdărit? Vai de capul nostru, da, ne așteaptă o amețeală mare. Vai de capul nostru, da, o amețeală mare ne așteaptă. Cât este ceas? E 12 jumate, termin și eu repede aici, după aia mergem să mâncăm, după aia el a face nani. Vrei să primești bani? Sigur, mami, să-ți pun în cont. Că n-avem voie să folosim cash. Ce mai știu vreau să zic? A, da, că bineînțeles o să mâncăm ciorbică la prânz.
Da, ciorbică păpăm la prânz. Și bineînțeles că doarme el, eu citesc. După ce se trezește, continui. Mami. Ține-l ăla sa. Îl țin, mami, îl țin, ok. Da. Și ce vrei să faci cu el? Vrei să ți-l pui în spate sau ce? Haide, doar încearcă. Doar încerc să mă plimb cu ăsta cu tine de mână? Ca să cumpărăm de la magazin. Da, mami, magazinele sunt închise acum, să știi. Da? Hai Haide. să, hai să, hai să aranjăm, să aranjăm aici jucăriile, da? Hai. Nu vreau. Nu vrei? Bine, atunci poți să-ți cumperi singurică, că eu am treabă. Gata, Eluța doarme. Doarme, cred că de vreun sfert de oră. Și eu am venit aici, mi-am luat cartea și cât doarme ea, citesc. Adică am făcut curat în bucătărie, am făcut o igienizare pe la veciuri și să aștept să vină Dragoș ca să spăl pe jos și nu cred că bag aspiratorul, doar spăl pe jos. Da. Și după aia, nu știu, ceva joacă cu ela. Am aici, de fiecare dată când citesc, când dau cremă pe mâini ca să pot să dau paginile mai bine. Da. Cât am citit. Vedeți? Nu mai am chiar așa mult până la jumate. Uite-o pe mami când a fost tu. E aproape 4 și prințesa mea s-a trezit. E 4 fără 10 și a dormit cam 2 ore, că pe la 2 fără un sfert a adormit. Și eu am lăsat aici, mă rog, că aveam și eu niște albume de astea de fotografii pe care el le-a stricat. Și ia, stai un pic. Stai să mă uit și eu la o poză. Poți să mă uit și eu la o poză? Uite, aici ai foto. Da, acolo am fost eu. O, și uite. Și aici tot eu sunt. Tu ești mami? Da, dar e și tu acolo, să știi. E un far, mama. E un far? Da. Care fac părul? Nu, mami, nu e un far care face părul. Ia, nu, vreau să mă uit la boțe eu. Vreau, adică acolo eram gravidă. Erai și tu în poză acolo, dar nu te vezi, că erai la mine în burtă. Nu. Ba da. 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 Da, nu. E supărată? Nu sunt. Nu ești? Am crezut că ești. Nu. Și te rățuiești la mine. Nu. Nu? E amuzantă. Cine este amuzantă, eu? Nu. Tu ești amuzantă? Din păcate nu ești amuzantă. Ba da, sunt. Nu, nu ești. Ba da, sunt. Nu, nu ești. Ba da, sunt amuzantă. Nu ești deloc amuzantă. Ba sunt amuzantă. Ba nu ești amuzantă.
Atunci când faci figuri, ești amuzantă. Dacă spui tu. Unde ți este, unde ți este bentița? Păi și du-te și adu-o, să spună mami, ca să nu-ți mai vină perișorul în ochi. Pune-o petița tu. Păi adu-o. E în pat acolo unde ai dormit. Hai, adu-o. S-a făcut. Oh, nu, 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 boza. Vreau să mă uit la boze. O bate. O bate. Pe cine am supărat-o? Pe Ela? Te-am supărat pe tine? Ce pot să spun? Îmi pare atât de rău. Na. Da. Te-am supărat pe tine. Na. E și Miruna aici când era tânăr. Na. Da, era tânără Miruna. Acum aproape 4 ani. Eu am fost în burtică la Mamaia acum mult timp. Ai aripi de îngeraș? Nu. Nu? De zână? Nu, nu de zână. De libelulă? Folosi cu ata. Să cântăm la chitară. Mi-am adus aici două portocale. Ela este la masă cu taică-su, mănâncă felie de pâine pe spate, dacă o să mănânce. Că a pus dragul să mănânce icre și nu-i dau icre. Și am desfăcut o cutie de pateu ca să-i pun ceva pe pâine acolo. Aveam și niște fasole bătută, dar n-a vrut aia, așa că i-am pus spate. Mănânc și eu astea și mai citesc puțin. El a vrut să joace bowling. A zis, hai, bowling, bowling, bowling. Și chiar n-am mai jucat de ceva timp. Da. Îmi e greu din cauza ele, că ea stă în față și o ia pe ea. Și îmi dansează picioarele și mă chinui. Vedeți? Ne ia pe amândouă. Ne ia pe amândouă. Mi-am furat. M-am furat din mama. Da. Mi-am furat, da. Nu e rândul tău, e rândul meu. E rândul lui tati, el. Tante, rândul lui Elena. Așa am dat și eu la data trecută. E, așa mai merge. Ah, și totuși am fost mai bună ca el. Acum dați-vă. Acum. Nici nu pot. Hai, mami. Eu nu pot. Stai să iau cu stânga, mami, dacă tu nu mă lași cu dreapta. Nu pot, mami. Am dat semi, ok. Nu reușești nici mingea să o iau. Și dansez. Hai că tot dau, iau tot cu stânga, că nu se poate altfel. Măcar le-am dărmat pe toate. Acum este ultima șansă a lui Dragoș să mă bat.
Este foarte probabil să o facă, dar vedem. Ce faci? Trebuie să stai în dreapta. Din păcate nu are cum să mă mai bată. Care punctaj mai mic decât al meu. Și tocmai mi-a tras un șut. Este foarte ofticos. Foarte ofticos este, Dragoș. Ah, dacă mă dormeam și pe altă, ce bine era. Asta este. 128 la 106. Ce să-ți fac, Dragoș? Eu aș juca slab, bro. Ce, mami? Hai să-i pui și lui la un... Să aibă și ea jucătorul ei, da? Bine. Nu contează. Da.